Pentru prima dată în istoria Muzeului Municipal, holul principal a fost transformat într-o sală de concert. Sarcina unui muzeu este aceea de a avea activități diversificate spre satisfacția publicului larg, susține muzeograful Cătălin Stănescu. Sarcina unui muzeu este ca, în afară de cheltuirea expozițiilor pe care le are în permanent, să ofere proiecte culturale inteligente care să aibă în vedere muzica sau chiar proiecte axate pe educație civică. Muzeul Câmpul Mușină își propune, pentru anul 2014 și mai, ca să încerce o educare tinerilor generații prin intermediul muzicii clasice. O primă activitate este cea de astăzi, când spunem noi, muzica va da sufletul universului, alte gândiri, avânt închipuiri, farme tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor. Ea muzica fiind, esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos, după cum frumos se amintește Platonul scrierile sale. În prezența unui public numeros, profesori de muzică sau iubitori ai muzicii clasice, Teodora Ciurezu, fiica profesorului de pian George Ciurezu, a susținut un impresionant concert de vioară. Talentul, apetența pentru muncă asiduă și tenacitatea sunt câteva dintre calitățile care o reprezintă pe tânăra absolventă a școlii de muzică din Câmpul Lung. Cu emoție și bucurie participăm astăzi la o sărbătoare a Sfintului, pentru că prin nobila intenție de animare a vieții culturale muzicale Câmpul Lungene, tinerea violonistă Teodora Ciurezu ne-a adunat aici spre a ne oferi, prin recitalul ei, un dar muzical, înscriindu-se astfel în nobila pleiadă de absolvenței școlii de artă Câmpul Lung, care, ca și ea, recunoștință și drag, s-au întors aici uneori și au prestat gesturi similare. Teodora a concentrat în ființa ei numeroși factori favorizați care au contribuit la formarea ei ca muzicier, și anume talent ca zestre genetică de la Cerasela și tatăl George Ciurezu, renumit profesor de pian și clarinet la Școala de Artă Câmpul Lung, apetență pentru munca asiduă, tenacitate, dorința de a se perfecționa continuu. Recitalul Teodorei Ciurezu a cuprins lucrări de Johann Sebastian Bach, andante și allegro din sonata numărul 2 pentru vioară solo, Dimitri Tchaikovsky, romanță din suita The Gadfly, Pierre Gavinier, studiul numărul 4, Johannes Brahms, scherzo, Felix Mendelssohn Bartholdy, concert în mi minor, Frederic Chopin, nocturnă, opera 9, numărul 2, transcripție de Pablo Sarasate, a fost susținută la pian de profesorul Radu Titi, moderator fiind profesorul Speranța Florescu. Născută în 1995, Teodora Ciurezu și-a început studiile muzicale la Școala de Artă Câmpul Lung Muscel în anul 2002. A studiat vioara cu profesorul George Scărlătescu, dar drumul spre muzica de performanță i-a fost deschis de profesorul Valeriu Rogacev. Din 2010 este elevă la Liceul de Muzică Tudor Ciortea Brașov, unde studiază vioara cu profesoara Elena Lepădătescu. A obținut numeroase premii la olimpiadele și concursurile naționale de interpretare instrumentală. A urmat cursuri de masterclass cu Octavian Rațiu și Mihai Craioveanu, iar din anul 2012 este membru a Orchestrei Europene de Tineret Wonderful Youth Orchestra, condusă de maestrul Igor Coreticuret. Colaborează alături de profesorul Stefan Schlant, organistul Bisericii Negre din Brașov, la festivalurile Muzica Barcensis și Muzica Coronensis. Din anul 2012 urmează cursuri de măiestrie violonistică împreună cu violonistul Florin Ionescu Galați.